Unitatea de primire a urgențelor de la Spitalul Județean Suceava a fost călcată de aproape 500 de bolnavi în zilele de sâmbătă, duminică și luni. Unii dintre ei au mâncat prea mult după perioada de post, alții s-au luat la bătaie, iar unii dintre ei au fost victime ale accidentelor rutiere. În perioada sărbătorilor pascale s-au prezentat un număr de 468 de pacienți, dintre care aproximativ 112 copii, cu diverse afecțiuni din sfera digestivă, probabil cine interesează mai mult în această perioadă, aproximativ 20% din cazuri, cam 115 pacienți s-au prezentat pentru asemenea probleme. De menționat și de reținut, au existat cazuri de politraumă. Cele mai multe s-au datorat accidentelor circulației, dar și pe fondul unor agresiuni. Dacă este clar că sucevenii au exagerat cu mâncarea, cu bătaia și cu viteza, nu putem spune același lucru și despre băut. Dacă eram obișnuiți ca în perioada sărbătorilor sucevenii să se îmbuibe cu băutură, iar mulți dintre ei ajungeau la spital chiar în comă alcoolică, de data aceasta ori au fost mai cumpătați, ori n-au mai ajuns la spital. Comparativ cu alți ani, asemenea situații au fost ceva mai rare.